Și acum, cu atenție și mare respect, să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, de la versetul 23 până la versetul 26, pagina 1000 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, din capitolul 9, citim de la versetul 23 până la versetul 26. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragi frați și surori, stimați prieteni, iubiți vizitatori ai casei de rugăciune, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dupămasă, în acest mare și frumos lăcaș de închinare. Eu am mai fost la Toflea, dar niciodată în această casă de rugăciune, care într-adevăr este mare și frumoasă. Vă doresc din toată inima să vă bucurați de acest lăcaș de închinare, dar mai ales să vă bucurați în locul acesta întotdeauna când vă adunați în numele Domnului Iisus. Pentru că Domnul nostru a promis pentru toate vremurile, spunând: ori de câte ori doi sau trei se adună numele Lui, El va fi în mijlocul lor. Și când Domnul este cu noi, când Domnul este între noi, atmosfera este una deosebită. Evanghelia are putere. Cântările sunt cu har, inimile sunt cercetate, cuvântul Domnului străpunge inimile și vor fi rezultate, vor fi oameni care vor întreba: ce să facem? Ca în ziua cinzecimii. Și desigur că răspunsul celor care predică este același în toate generațiile. Cine vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima, să încheie legământ cu El prin botezul în apă, să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt și apoi toată viața să urmărească pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Înainte ca să predic Evanghelia, să vestesc cuvântul Domnului, permiteți-mi să vă salut pe toți cu dragoste în numele Domnului Iisus și să vă rog să primiți salutări sfinte pe care le aduc de la diferitele biserici în care am slujit în ultima vreme, dar în mod deosebit de la Biserica Pentecostală Gloria din Arad, biserică în care slujesc ca păstor de mulți ani. Vă doresc tuturor har și pace din partea Celui ce este, Celui ce era și Celui ce vine în curând, din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Și omul care are har și pace, chiar în aceste zile extrem de grele, este un om care se simte în siguranță, nu se îngrijorează și nu se teme. Este fericit chiar în această perioadă de criză. În credința creștină totul este prin har. Biblia spune că am fost mântuiți prin har. Prin credință am intrat într-o stare de har în care putem rămâne până vom ajunge în cer. Inimile noastre sunt întărite prin har. Slujim prin harul pe care Domnul ni-l dă și vom pleca la cer la venirea Domnului Iisus tot prin har. Și Marele Apostol Petru spune
puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și noi avem promisiunea că primim din plinătatea Lui și har după har, Domnul promite lucrul acesta. Și eu vă doresc har și pace. Despre pacea pe care o dă Dumnezeu scrie Pavel în Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Să ai inima și gândurile păzite în aceste vremuri cu atâta presiune, cu atâta teamă, cu atâta groază, e un lucru deosebit. Spun încă o dată, din toată inima vă doresc har și pace. Din partea celui care trăiește veșnic, Iisus Hristos a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să-i fie numele! E o seară de evangelizare. Având în vedere specificul acestei slujbe, mesajul meu va fi în mod deosebit pentru cei nemântuiți, pentru cei care vor să primească mântuirea din mâna Domnului Iisus. Dar desigur, mesajul, într-o bună măsură, este și pentru noi, care suntem de mai multă vreme pe calea mântuirii. Și am citit câteva versete din predica Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a stat înaintea mulțimii și le-a spus celor care l-ascultau cu interes: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă voiește cineva, s-a adresat tuturor și a spus: dacă voiește cineva. N-a obligat pe nimeni, i-a chemat pe toți să-l urmeze pe el. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură cu atenție, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, vedem că Dumnezeu nu obligă oamenii. Omul este o ființă rațională care poate alege, are dreptul acesta să aleagă drumul pe care vrea să meargă. Dumnezeu cheamă, dar nu obligă. Și aș vrea pe scurt să ne uităm în câteva locuri din Scripturi și să vedeți că și în Vechiul Testament și în Noul Testament Dumnezeu a lăsat oamenilor posibilitatea să-L aleagă pe Dumnezeu sau să-L respingă. Dar aceia care L-au ales pe El trebuiau să știe ce trebuie să facă. Ne uităm în trei locuri în Vechiul Testament și să vedeți că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să decidă ei, fiecare pentru el. Biblia ne spune în Deuteronom, capitolul 30, că atunci când Moise se apropia de capătul vieții, a stat înaintea poporului și a spus: iau cerul și pământul, martori împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. I-a chemat pe toți, le-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și le-a recomandat viața, dar nu i-a obligat. Moise, succesorul, Iosua, succesorul lui Moise, a făcut același lucru. Înainte ca să facă marele pas în veșnicie, acest mare conducător al lui Israel a spus: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, dumnezeilor de dincolo de râu, cărora le-au slujit părinții voștri, sau dumnezeilor amoriților între care trăiți acum? Că despre mine a spus Iosua
eu și casa mea vom sluji Domnului. În Eclesiastul 11:9 citim un cuvânt adresat tinerilor. Bucură-te, tiner, în tinereța ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Oamenii și bătrânii și tinerii, și românii și europenii și americanii, oameni de pe toate meridianele globului pământesc, au posibilitatea să decidă, fiecare decide pentru el însuși, dar va da socoteală de alegerea pe care o face. Și Mântuitorul, când a fost pe pământ, a respectat lucrul acesta și a spus: dacă voiește cineva să vină după mine. N-a obligat pe nimeni, i-a chemat pe toți. Dar a spus: dacă cineva voiește, ce trebuie să facă. Și după ce Domnul a înviat din morți și s-a înălțat la cer, a respectat principiul acesta. Și vă aduc aminte de mesajul acela pe care Domnul l-a transmis către cei din Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el va cina cu mine. Iată, eu stau la ușă și bat. Domnul are toată puterea și în cer și pe pământ, dar nu forțează intrarea în nicio inimă, în nicio viață. Decizia ți aparține ție. Când eram un adolescent, eu l-am ales pe Hristos Domnul și vreau să vă spun că n-am regretat niciodată alegerea pe care am făcut-o. Mi-aduc aminte că eram în armată, am făcut armata la termen redus din octombrie 74 până la sfârșitul lui iunie 75. Și imediat după ce am ajuns acolo în unitatea militară, ni s-a spus: comandantul unității militare vrea să stea de vorbă cu fiecare militar la termenul redus. Când mi-a venit rândul, am intrat în cancelarea lui, în biroul lui, și eram doar eu cu el. Vă spun sincer, pentru prima dată am văzut un om cu o prestanță ieșită din comun, așa mi s-a părut. Sigur, eram tinerel, timid, neexperimentat, dar mi s-a părut că acel colonel are o prestanță deosebită. Și se spunea despre el că a făcut acte de vitejie în cel de-al doilea război mondial. Imaginați-vă ce emoții am avut. Și ascultați cum a început, n-am să uit niciodată. Tinere, din fișa ta pe care am primit-o de la Arad, înțeleg că tu ești, aparții cultului penticostal. Dar eu mă gândesc că nu tu, ci părinții tăi. Tu vrei să înveți, să te emancipezi și așa mai departe. Și mi-a dat Domnul puterea să-i spun, tovarășe colonel, cum se vorbea atunci, nu numai părinții mei sunt penticostali, și eu sunt penticostal. Părinții nu m-au obligat, eu am ales. Și a spus: cultul vostru este recunoscut. Nu e o problemă. Dacă îți vezi de treabă, dar eu îți spun, prietenește. Dacă te închistezi, așa s-a exprimat, te închizi în religia aceasta, nu te vei bucura de viață. Nu l-am contrazis, eram tânăr fără experiență, viața mea era înainte. Au trecut ani, am făcut armata la Lugoj, am fost de multe ori acolo să predic. Câțiva ani în urmă, a fost și primarul orașului, după ce am fost la masă împreună, și am întrebat de acel colonel, devenit general, probabil, după aceea, am aflat că nu mai trăiește. Dar, dacă ar fi fost posibil și ar fi posibil să stau față în față cu el, știți ce a spune? Au trecut de atunci aproape 47 de ani.
N-a existat nicio zi în care să nu mă rog, să nu mă gândesc la Domnul Iisus Hristos. Am ales în adolescență. M-am străduit să-L urmez pe Domnul toată viața. Și consider că și pentru viața aceasta trecătoare am câștigat foarte mult. Dumnezeu m-a binecuvântat și în plan pământesc, și în plan familial, dar în mod deosebit din punct de vedere duhovnicesc. Și ceea ce este glorios urmează, răsplătirile veșnice ne așteaptă. Și sunt între noi mulți care de ani sau de zeci de ani l-au ales pe Domnul Iisus Hristos. El îi cheamă pe toți, dar nu obligă pe nimeni. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și în continuare le vorbesc în mod deosebit celor care vor și celor care au vrut, poate în trecut, și continuă să vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. Dar fiind evanghelizare, în mod deosebit mă adresez prietenilor, aceia care în seara aceasta vor mântuirea, vor viața veșnică, vor iertarea păcatelor, doresc ca Domnul să le scrie numele în cartea vieții, să devină cetățeni ai cerului, copii ai lui Dumnezeu. Se poate. E marea promisiune a lui Dumnezeu. Și toate acestea se obțin fără bani și fără plată. Prin credință și prin pocăință. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Frați, surori și dragi prieteni, sunt semeni de-ai noștri și chiar creștini care spun că noi am fi împotriva crucii. Noi nu ne facem semnul crucii, dar nu suntem împotriva crucii, să știți. Nu există creștinism fără cruce. Dar trebuie să înțelegem bine ce înseamnă crucea în credința creștină. Uitându-ne cu atenție în Sfânta Scriptură, înțelegem că ceea ce a spus Domnul, crucea, înseamnă câteva lucruri și în mod deosebit trei dintre ele vreau să le prezint. Știți că Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 1, că el propovăduiește crucea. Pentru cei care sunt pe calea pierzării, a spus Pavel, propovăduirea crucii e o nebunie. Dar pentru cei care sunt pe calea mântuirii, e puterea lui Dumnezeu. Noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este pricină de potignire. Pentru neamuri este o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi propovăduim crucea, îl predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit și le spunem tuturor care ne ascultă că pe crucea de la Golgota, între doi tâlhari, Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi și în locul nostru. A luat asupra Lui păcatele noastre și durerile noastre. A fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Propovăduim crucea. Îl predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit și în această după masă, în templul rugul aprins de la Toflea, Hristos care a fost răstignit, e aici,
e între noi, binecuvântat să-i fie numele. Crucea înseamnă pentru noi, în primul rând, cel care a fost răstignit pe cruce. Pe cel care n-a făcut niciun păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să vină neprionirea lui Dumnezeu în El și prin El. Asta predicăm noi la evanghelizare. Li-l prezentăm prietenilor. Pe Iisus Hristos ce răstignit, care a murit pe cruce pentru toți oamenii. Și cine crede în Iisus Hristos ce răstignit, obține iertarea păcatelor. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, oricât de multe ar fi păcatele pe care le-ai făcut. Oricât de mare ar fi, sângele Domnului are putere. El și-a dat viața și-a vărsat sângele. Iar noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, în Iisus Hristos ce răstignit, primim iertarea păcatelor, primim viața veșnică și devenim copii al lui Dumnezeu. Iubitul meu ascultător, ai vrea să devii un copil al lui Dumnezeu? Ai dori să devii un cetățean al cerului, deocamdată cu domiciliul pe pământ? Dar poți să ai cetățenie cerească. Dacă vrei să obții iertarea păcatelor, să devii un copil al lui Dumnezeu, să devii un cetățean al cerului, acum și aici, în această seară de har, deschide-i Domnului Iisus Hristos cu credință. Îi simți bătaia inimii, bătaia mâinii Lui, la ușa inimii tale. Sunt sigur de lucrul acesta. Nu respinge chemarea. Nu refuză harul cel sfânt. Nu te întoarce acasă nemântuit, e evanghelizare. Se predică Evanghelia, s-au cântat cântări frumoase. Domnul este aici, gata să ierte, să scoată din groapa pieirii, din fundul mocirei. Vrea să spună picioarele pe stânca mântuirii, să facă din tine un om nou, să devii un copil al lui Dumnezeu. Pentru noi crucea înseamnă Hristos care a fost răstignit pe cruce. Propovăduim crucea, îl predicăm pe Hristos ce răstignit și chemăm pe oamenii care ne ascultă la Domnul să creadă în Hristos ce răstignit și să primească mântuirea. În nimeni altul nu este mântuire. Spunea Petru după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. Nu s-a dat sub cerul al nume oamenilor în care trebuie să fii mântuiți, ci doar numele Iisus Hristos, cel mai înalt nume, binecuvântat să fie Domnul nostru. În al doilea rând, crucea pentru noi înseamnă o lucrare extraordinară pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața noastră. Noi, după ce ne predăm Domnului, ajungem să fim răstigniți față de lume și lumea răstignită față de noi. Pavel le-a scris galatenilor că el se va lăuda cu crucea lui Hristos, prin care el a fost răstignit față de lume și lumea răstignită față de el. Cine crede în Domnul Iisus Hristos și se întoarce la Dumnezeu cu pocăință, se face una cu Domnul printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și va fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Pavel scrie în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc,
Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. E o lucrare pe care numai Dumnezeu o poate face. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Firea pământească împreună cu patimile și poftele ei este răstignită în viața celuia care prin credință vine la Domnul Iisus Hristos, se identifică cu El. Și Domnul îl naște din nou, face din el o făptură nouă. E o lucrare supranaturală. Dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă, spune Pavel. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Primul pas, credința. Primirea Domnului Hristos în inimă, întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință. Omul obține iertarea păcatelor. Apoi Domnul îl naște din nou. E o lucrare supranaturală pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, folosind ca instrument de lucru cuvântul lui Dumnezeu. Și omul mântuit, omul care s-a făcut una cu Domnul printr-o moarte asemănătoare cu a lui, este un om nou. Și vor ști ce din Toflea, și din județ, și de aproape, și de departe, că în seara aceasta te-ai predat Domnului, dacă iei această hotărâre, vei avea experiențe extraordinare. Se vor schimba sentimentele tale, gândurile tale, vei vorbi altfel, vei face alte fapte. Pentru că dacă firea pământească este răstignită împreună cu poftele și patimile ei, înseamnă că trupul tău devine un templu al Duhului Sfânt. Ești născut din nou, trupul tău devine un templu al Duhului Sfânt. Rogi pe Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt, să fii plin de Duhul Sfânt. Vei rodi roada Duhului, care e dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Cât de diferit este un copil al Domnului față de oamenii lumii acesteia care trăiesc în necredință și în păcat. E greu, dar nu este imposibil. Fără Dumnezeu nu se poate. Dar Domnul a spus că va fi cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Noi credem, îndrăznim și cei mai mulți ne-am hotărât deja să mergem după Domnul Iisus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. Și la al treilea rând, crucea înseamnă suferință. Pentru Domnul Iisus Hristos, pentru credința pe care o avem în El. În toate vremurile au fost oameni care au suferit pentru credință. Dar n-au dat înapoi. La noi deocamdată este libertatea religioasă și mulțumim Domnului pentru aceasta. Acest lăcaș este cu ușile deschise și nu ne deranjează nimeni. E un har extraordinar. Dar purtarea crucii înseamnă și suferință. Pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de tatăl tatălui meu. A trăit peste 93 de ani. A murit în 1987, în ianuarie, mi-aduc aminte. Și am avut ocazie să stau de vorbă de multe ori cu el.
În 64, familia în care eu m-am născut s-a mutat la Arad, dar mergeam în vacanță la bunici și stăteam de vorbă cu el. Și mi-a vorbit și ne-a vorbit despre perioada în care a stat în închisoare pentru credință. Fratele Șandu Tandafir, în cartea de istorie pe care a scris-o, amintește și cazul acesta. Și ascultați, pentru ce a stat aproape un an și jumătate, aproximativ un an și jumătate, în închisoare. Ne povestea de mai multe ori și vă spun sincer, ori de câte ori vorbea despre perioada aceea, se lumina la față și vedeam lacrimi brăzdându-i obrajii. A fost cu părinții și mai cu cineva, un frate, și au mai fost câțiva la rugăciune într-o casă. În 1943 s-a întâmplat lucrul acesta, primăvara. Cultul penticostal nu era recunoscut atunci, credincioșii erau persecutați. S-au dus la rugăciune și cineva i-a informat că vin jandarmii, pentru că nu erau autorizați să se roage acolo. Au apucat să se ridice de pe genunchi. Dar când jandarmii au intrat înăuntru, au spus, este foarte clar, praful de pe genunchi vă dă de gol că v-ați rugat. Așa erau condițiile atunci. Și imaginați-vă că pentru lucrul acesta a stat în închisoare până pe data de 1 septembrie 1944. Părinții lui cei mai în vârstă, mai puțin, câteva luni, dar ei care erau mai tineri, aproximativ un an și jumătate. Ce nedreptate! Dar a fost hotărât, chiar dacă era tânăr și avea familie, să ducă crucea. Dar vă spun încă o dată, când vorbea de perioada aceea, n-a spus că îi pare rău, ci ne-a lăsat să înțelegem că s-a bucurat, că a fost învrednicit să suferă pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Când te gândești la suferință, nu e ușor. Dar acela care a purtat cea mai grea cruce din istorie, nu ne lasă singuri. El a căzut sub greutatea crucii și știe ce înseamnă aceasta. Este cu noi în fiecare zi și ne ajută să trecem biruitori și în numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Chiar și atunci când trecem prin suferință, frați, surori și iubiți ascultători, merită în seara aceasta de har să faci cea mai importantă alegere a vieții. Pentru că Domnul spune și chemarea e valabilă și în 2021. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, singur nu vei putea, nici eu. Nici înaintașii noștri n-ar fi reușit singuri să ducă mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur. Dar ceea ce este în noi, ce pune Domnul în noi, e mai puternic decât ceea ce este în lume. Omul plin de Duhul Sfânt are puterea spirituală necesară să biruiască ispita și încercarea, să ducă crucea în fiecare zi și să rămână credincios adevărului, indiferent ce va veni peste lume. Am citit nu de mult, sigur sunt oameni care fac cercetări, prezintă statistici și spun că grupul religios cel mai persecutat astăzi în lume este grupul creștinilor. Ce vremuri trăim! Ce vremuri ne așteaptă! E limpede că într-o lume tot mai secularizată. Familia și biserica sunt atacate. Mulți ar vrea să vadă dispărută biserica Domnului Hristos. Să nu aveți nicio emoție, eu nu am. Pentru că cel care a lăsat mormântul gol la Ierusalim a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuințe morților nu vor birui. De 2000 de ani, vrășmașul
folosind mai multe strategii, a încercat să biruiască biserica și să o distrugă. N-a reușit. Și nu va reuși. Dacă l-alegi pe Domnul în după masa aceasta, dacă te întorci la Dumnezeu din toată inima și îl slujești toată viața, vei face parte din biserica biruitoare a Domnului Hristos și vei spune, cum a spus Pavel, dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru El, murim. Orice ni s-ar întâmpla, nimic și nimeni și nimic nu ne va despărți de El. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sigur, Domnul enumeră, prezintă 3 piedici care erau în fața oamenilor atunci și ele sunt și astăzi, să știți. Piedici pe care unii nu le pot da la o parte. În primul rând, frica. Și Domnul a spus în versetul 24, oricine va voi să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. De-a lungul anilor i-am auzit pe unii oameni spunând, m-aș pocăi, dar mă tem că nu pot ține. E o formă de frică. Alții se tem de prigoană, dar acum nu-i cazul deocamdată și în anii trecuți n-a fost problema aceasta. Dar vrăjmașul vine cu frica la om, de un fel sau de altul. Vreau să vă spun că nici noi n-am putea ține dacă Domnul nu ne-ar ajuta. Orice voință are cineva, dacă Domnul nu-i dă puterea și înțelepciunea, nu poate rămâne pe calea îngustă care duce la cer. Dar Domnul promite să fie cu noi și să ne ajute, să ne dea resursele spirituale de care avem nevoie, să ne dea puterea spirituală, să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur. Nu te îngrijora și nu te teme. Dacă devii un copil al Domnului, ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu are mulți îngeri care tăbărăsc în jurul celor care se tem de El. De 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de îngeri. Spune Ioan că a văzut și a auzit numărul lor. Stau împrejurul scaunului de domnia lui Dumnezeu. Domnul are îngeri, are posibilități să te păzească. Iar dacă uneori îngăduie să suferim pentru credință, și acesta este un har care li s-a dat filipenilor, harul pătimirii pentru Hristos. Și dacă va îngădui să ne-l dea și nouă, să nu ne teme, pentru că Domnul este cu noi. Binecuvântat să fie numele! Dacă cineva se teme, oricare ar fi forma de frică pe care o are în inimă, îl sfătuiesc să dea piedica la o parte. Nimeni nu e atât de puternic cum este Dumnezeul nostru. E tot puternic, e nemărginit, cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Dar în același timp poate locui și locuiește în inimile mântuite. O altă piedică pe care a amintit-o Domnul Iisus, în versetul 25. Și ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați auzit sau ați citit despre cineva care ar fi câștigat toată lumea? Eu nici n-am auzit, nici n-am citit. Au fost în istorie oameni care au îndrăznit să gândească la faptul că ar fi posibil să domine, să câștige toată lumea. Se spune despre Alexandru Macedon, un geniu militar, un mare conducător, pentru scurtă vreme a condus probabil cel mai întins imperiu din istorie, că ar fi lăsat apropiaților lui, le-a fi cerut să-l înmormânteze cu mâinile afară din sicriu,
pentru ca toți să vadă că nu e absolut nimic cu el când pleacă din lumea aceasta. A murit tânăr. Mai mulți ani în urmă, un frate din Arad, acum e în Statele Unite, mi-a spus de un arădean care a câștigat foarte, foarte mulți bani după Revoluție. Se întâmplă să-l știu și eu. Și mi-a spus, uite ce mi-a spus X, să te ocupi tu de înmormântarea mea și să se vadă că nu iau nimic cu mine dincolo. Și acest frate mi-a spus, i-am spus acelui bărbat, păi n-ai familie, nu, dar vreau să se vadă clar că nu iau nimic cu mine dincolo. Eu nu știu, există cineva care nu se hotărăște să-L urmeze pe Domnul Iisus datorită banilor, datorită bogățiilor? Toate rămân aici. Toate le avem pentru o vreme. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani, într-o biserică din județul Arad, am predicat la o seară de evanghelizare. Un grup de tineri a cântat mai multe cântări și refrenul unei cântări m-a impresionat până la lacrimi. Oricine ai fi și orice ai face, sfârșit vei totul într-o zi. Neputincios cu mâna goală acest pământ vei părăsi. Vei sta în fața celui care întreaga lume a creat și cu dreptate și fără milă de toate fi pe judecat. Vom pleca de aici și le vom lăsa pe toate. Chiar dacă cineva ar câștiga toată lumea, dacă își pierde sufletul, nu-i folosește la nimic. Credeți că tânărul bogat, după întâlnirea cu Domnul, a mai fost fericit? Pentru că n-a putut face ce a cerut Domnul Iisus. Dar cel care se întoarce la Domnul și cea crucea și-L urmează în fiecare zi, are promisiune din partea Domnului că Domnul îi va purta de grijă și cu privire la hrană, și cu privire la îmbrăcăminte, cu privire la cele necesare vieții pământești. Al Domnului este pământul, lumea și cei care o locuiesc. El are resurse, are mijloace. Spune psalmistul, am fost tânăr și am îmbătrânit. Și nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Dacă între ascultători există cineva pentru care banii, problemele materiale sunt o piedică, îl sfătuiesc să dea piedica la o parte, pentru că ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și Domnul a mai amintit o piedică. Timpul trece foarte repede. Ascultați ce a spus. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Să știți că rușinea a fost o piedică pentru mulți oameni de-a lungul istoriei. Chiar și astăzi. Unii cred că este rușine să fii pocăit. Spun mulți că exagerăm, că noi trebuie să fim atenți și la felul de vorbire, și la faptele pe care le facem, cum trăim, cum ne îmbrăcăm. Noi trebuie să fim atenți la toate lucrurile. Și mai ales acum, în această perioadă postmodernă, mulți spun că suntem depășiți. Pentru că noi rămânem la Biblie și numai cu Scriptura, numai pe urmele Domnului Hristos, noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, în darurile Duhului Sfânt, noi credem în tot ce spune Scriptura și mulți ne acuză, ne mai și batjocoresc, așa a fost în toate vremurile. Și sunt mulți care se rușinează de calea îngustă. Noi nu ne rușinăm. Să ne rușinăm de Dumnezeu care ne-a creat? Să ne rușinăm de Domnul Iisus care a murit pentru noi și locul nostru pe crucea de la Golgota? Să ne rușinăm de Biblie care este cartea cărților? Din închisoare de la Roma, Pavel i-a spus lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine. Dacă suntem pocăiți cu adevărat,
oameni duhovnicești, oameni care împlinim Scripturile, n-avem de ce să ne fie rușine. Nu ne rușinăm de Domnul Iisus Hristos. Nu ne rușinăm de crucea pe care trebuie să o purtăm în fiecare zi. Știm în cine am crezut. Îl cunoaștem personal pe Domnul Iisus și avem foarte multe experiențe cu El. Mi-aduc aminte că primii penticostali care au apărut în Statele Unite ale Americii obișnuiau să spună în anii aceia mai de la început, destul de frecvent, sigur, noi am auzit, am citit, pentru noi Iisus Hristos este în primul rând Mântuitorul. În al doilea rând El este Sfințitorul, Cel care ne sfințește. În al treilea rând El este Cel care botează cu Duhul Sfânt. În al patrulea rând El este Medicul Divin. În al cincilea rând El este Domnul care va reveni după biserica sa. Vă spuneam că L-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor în anii adolescenței. Pe data de 2 februarie 1971, înainte ca să împlinesc 16 ani, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. În decembrie 2000 l-am cunoscut în mod deosebit ca medic divin. Am văzut vindecări în familia noastră pe care Domnul le-a făcut de când eram copil. Și în biserică am făcut ungeri cu un de lemn din 90, începând din 90, că atunci a fost ordinat ca păstor. Și am văzut multe vindecări. Dar în decembrie 2000, iertați-mă, eram în spital și un medic foarte bun, la momentul prezent și profesor universitar, mi-a spus, dacă în 3 ore nu vă operez, puteți muri. Vă spun sincer, aveam un regret în suflet. Înainte ca să merg la spital, n-am cerut fraților să-mi facă ungerea cu un de lemn în numele Domnului. Dar așa lucra Dumnezeu, detaliile foarte interesante, dar nu mai am timpul să le prezint. Așa lucra Dumnezeu încât m-a amânat la operație pentru următoarea zi. Chiar dacă a spus înainte, în 3 ore puteți muri dacă nu vă operez. Că mi-a spus că aș avea ceva cu inima. Dar slavă Domnului, până astăzi n-am nimic și n-am avut cu inima niciodată. Așa li s-a părut lor atunci. Și să vedeți, au venit 3 frați păstori, m-au făcut ungerea cu un de lemn în numele Domnului. Domnul m-a vindecat. Și neoperat sunt până astăzi. L-am cunoscut personal și direct ca medic divin, am văzut multe vindecări și până atunci, și de atunci și până astăzi, chiar și anul acesta. L-am cunoscut ca Mântuitor, ca Cel care sfințește prin cuvântul Lui, prin sângele Lui, prin Duhul Sfânt. L-am cunoscut și îl cunoaștem ca medic divin, ca Cel care botează cu Duhul Sfânt. Și îl vom cunoaște în mod sigur, foarte curând, ca acela care, ca mirele care va veni după biserica sa, după mireasa sa. Oferta este extraordinară. Cunoașteți pe cineva să promită atât de mult, de 100 de ori mai mult în viața de acum. Iar în veacul viitor, viața veșnică, e adevărat că acum și prigoniri împreună cu binecuvântări. Dar merită alegerea aceasta. Am avut experiențe deosebite cu oameni care și-au asumat, au riscat, pentru că au întâlnit piedici și împotriviri în familie. Și vă prezint o singură experiență și mă apropii de încheiere. În februarie 2018, eram la programul de consiliere spirituală la biroul bisericii, împreună cu păstorul asistent. Și la un moment dat s-a deschis ușa biroului, a intrat o femeie tânără cu 2 copii. Unul era de câteva luni, îl ținea pe brațe, celălalt câțiva anișori, 3-4 anișori să fie avut, îl ținea de mână. A venit împreună cu o soră din adunarea noastră. Am înțeles că ar fi apelat la ea, o cunoștea, și a spus, du-mă la păstor că vreau să stau de vorbă cu el. Și bineînțeles, la consiliere, îi întreb pe oameni care e problema, pentru ce au venit. Și ascultați ce mi-a spus.
aseară m-am hotărât pentru Domnul. L-am primit pe Domnul Iisus și vreau să mă pocăiesc. Și am venit să mă înscriu la botez. Și era normal să o întreb, ați fost la noi la biserică aseară? Nu, frate. Acasă am urmărit serviciul divin. Noi transmitem toate slujbele online. Mi s-a vorbit mie în mod direct. Și când am fost așa de cercetată, i-am spus soțului meu care era lângă mine, să știi că acum sunt hotărâtă. Și el mi-a spus, cine te poate opri? Și apoi mi-a explicat de ce s-a exprimat așa. Mi-a spus, frate, eu urmăresc biserica noastră, serviciile divine, de mai multă vreme. L-am chemat pe soțul meu și am spus, ascultă și tu pe oamenii aceștia. Au dreptate, ar trebui și noi să ne pocăim, să ne botezăm, să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar ori de câte ori am spus, n-a fost de acord și mi-a spus, dacă tu te pocăiești, dacă tu te botezi, eu divorțez de tine. Și am tot amânat. Dar aseară, când am auzit că îmi spune cine te poate opri, m-am și hotărât să vin. Și am întrebat-o, dar soțul tău știe că ești aici? Păi el e inginer, lucrează la o multinațională, avem noi acolo o zonă industrială. Mi-a spus cine te poate opri. Eu nu i-am spus că vin aici. Am scris-o pentru botez cum a cerut, i-am spus de cateheză, tot ce trebuie să facă, dar n-aveam siguranța că se va boteza, să știți. Dar a spus, indiferent care va fi prețul pe care va trebui să-l plătesc, sunt hotărâtă și mă întorc la Dumnezeu, mă pocăiesc și vreau să mă botez. Dumnezeu a lucrat la inima soțului ei și a început să o aducă la programul de cateheză. S-a botezat atunci în 2018. După aceea s-a botezat o soră de corp de-a ei. Iar anul acesta l-am botezat și pe soțul ei și pe un frate de corp de-a ei. Și tare m-am bucurat că noi la programul acesta de pregătire pentru botez le spunem candidaților, orice întrebări aveți din Biblie, din viața de credință, îndrăsniți, întrebați, vă răspundem, dacă nu știm, ne documentăm și pot fi și întrebări la care nu știm să răspundem. Mi-a dat seama că acest bărbat tânăr este extrem de serios și din întrebările pe care ni le-a pus. Și apoi îl văd mereu în biserică, este cercetat de Domnul. Așa lucrează Dumnezeu. Piedicile sunt foarte multe. Trei le-a amintit Domnul Iisus. Frica, banii, comorile, rușinea. Dar există piedici în familie, la locul de muncă, în societate și așa mai departe. Sunt foarte multe piedici. Dar când te gândești ce câștigi dacă faci alegerea cea bună, merită să rogi pe Domnul să te ajute să dai toate piedicile la o parte și să spui în seara aceasta, Doamne, vreau să merg după Tine. Vreau să te urmez împreună, vreau să te urmez în fiecare zi. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și spune încă o dată, noi propovăduim crucea, îl propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Și cine vrea să fie mântuit, să primească viața veșnică, să-și deschidă inima acum și să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Apoi să lase pe Domnul să lucreze în viața Lui. Pentru că prin crucea Domnului, prin lucrarea crucii, creștinul, credinciosul e răstignit față de lume, lumea este răstignită față de el. Și apoi Domnul ne va da putere, dacă va trebui, să suferim pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun că merită. Binecuvântările vin și în viața pământească. Dar cele multe și cele mari urmează
După răpire va fi judecata de răsplătire și Domnul ne va răsplăti pentru tot ceea ce am făcut din dragoste, pentru El, pentru lucrarea Lui. Și sunt atâtea cununi și sunt atâtea răsplătiri pe care Domnul le promite adevăraților credincioși. Doresc din toată inima pe toți Domnul să ne binecuvânteze. Pe cei nemântuiți să-i ajute în seara aceasta să spună: Doamne, vreau, voiesc să merg după Tine. Spune în inima Ta lucrul acesta și nu-ți va părea rău niciodată. Apoi pe noi, care L-am ales pe Domnul de ani sau zeci de ani, să ne ajute Domnul să continuăm să călcăm pe urmele Domnului Iisus, să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Și atunci când va suna arhanghelul din trâmbiță, când va veni Domnul după biserica Sa, toți să auzim chemarea: îmbrăcați în nemurire, intrați în dimensiunea veșnică, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, să fim mireasa mirelui Iisus și apoi pentru vecii vecilor să fim nedespărțiți de El în gloria eternă. Amin.